lucru cum s-a discutat într-un moment extrem de important pentru echipa noastră, un moment în care ne arătăm unde suntem, dacă putem să ne desprindem de restul echipelor și putem să ne alăturăm celor două echipe care s-au instalat confortabil înaintea noastră pe locul 1 și 2. Continuăm să jucăm tot timpul ultimul joc din etapă. Este o presiune în plus, o presiune foarte mare pe echipă, pentru că știm ce se întâmplă dacă nu reușim să câștigăm. Sunt extrem de fericit că după victoria de la Târgu Mureș, echipa noastră astăzi a dat dovadă de mare caracter. Au luptat formidabil până în final. Am reușit două goluri splendide, amândouă. Am mai avut încă situații să înscriem. Am avut răbdarea necesară să așteptăm ca jocul să ne ofere posibilitatea să înscriem al doilea gol și să închidem jocul. Astăzi am avut o echipă super motivată în teren, o echipă care a excelat în axul ei central, în care am reușit să anihilăm aproape în totalitate acțiunile adversarilor. În rest, e poezie.